Amen, aleluia! Iată că l-am cercetat pe fiecare în parte. Și pe unii am găsit nepăsători. Și caută calcă cuvântul meu în picioare, stipene ca altul. Am venit să aduc mângâiere. Am venit să ridic, să dau biruință. Dar unii nu m-au primit. Nu era prică se dira. Dar aceia care m-au primit, zice Domnul, nu s-a prochinaie. Le voi ridica. Usebre cominaia rantume. Le voi mângâia, zice Domnul, prin Duhul ne Sfânt. Ne prova sobi că ribenaie. O, oh, dacă ai înțelege poporul o vremea cercetării tale. Antistigena rimboten. Am lăsat har în dreptul tău. Nespochi reblachitovenia. O, dacă înțelege lucrarea mea, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Sporina e samani, ofana. Ai mijloci zi și noapte. I cânta prin opera e sana. O, dacă ai cunoaște tainele mele, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Și lucrarea mea în dreptul familiei tale, popor de legământ. N-ai mai avea timp de judecată și de cârtire și de mulțumire. Iată că unii se întreb, Doamne, care sunt planurile tale. Dar cum te gândești, poporule, căci lucrurile sfinte? Ți le voi da să le calci în picioare, nici de cum. Trebuie să te sfințești, poporule, ca să-ți descoperi taidele mele. Trebuie să-mi cunoști puterea. Trebuie să mă simți la orice pas, zice Domnul. Iată că de multe ori mă cauți. Ți-ai pus întrebarea vreodată? Să chem numele meu și eu să nu mă prezint? La mintea ta n-a ajuns, poporule. Dar nu ți-ai dat seama că de fiecare clipă sunt de partea ta. La mintea ta nu s-a suit lucrurile acestea. Că eu feghez în fiecare clipă. Și sunt gata să lucrez pentru tine, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Dar vreau apropiere și sfințire. Vreau să te căiești și să te mărturisești oricine ai fi. Căci sunt lucrurile pe care te chinuiesc. Și te abat de la calea mea, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Și îți pun povară pe cale, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. De aceea n-ai biruință, de aceea n-ai putere. Uite lucrurile pe care le faci. Cercetează-ți viața. Cercetează-ți inima, cucetul. Cercetează-te în cuvântul meu, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Cercetează-te până în seara aceasta, de-a cui glas ai ascultat. Uite-te în unele lucruri, nu cumva ți-ai împlinit pofta. Uite-te în unele lucruri, nu cumva ai stat în nepăsare când eu am vrut să lucrez. Uite în unele lucruri că ți-am dat daruri. Și-ai spus, Doamne, tarina prin fratele, prin sora lucrez. Dar popor de legământ, pentru ce ți-am încredințat darurile? Oare să nu întăresc lucrările și prin unii și prin alții?
De aceea cercetează-te oricine ești. Naspore carambe tani scurtă este vremea, foarte scurtă. Da se brecabi so proprine. Și va veni vremea și te vei întreba. De ce nu-mi descoperi nimic, Doamne? De ce nu vorbești nimic cum îmi vorbeai odinioară? Pentru că e îngropat talentul, popor de legământ. De aceea cercetează-te cât mai vreme încă mai ai. Vremea nu o cunoști, Alin Faremanto, Iisus Hristos este Domnul. De aceea, poporule, vremea nu o cunoști și nu știi. Iată că pe unii aștepta ani de zile. Naspe care de alții stau însetați și sunt gata să lucreze. Oare eu mai voi zăbovi sau voi muta sveșnicurile, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Eu n-am de pierdut, dar tu sperți mântuirea, popor de legământ, stime nefaltos. Dar de aceea am venit să-ți vorbesc, pentru că te iubesc. Nu vreau ca niciunul să se piardă, stime nefaltos. De aceea oprește-te și cercetează-te din toate drumurile tale. Și ferice de tine dacă vei lua o hotărâre în sinceritate, stime negaltos. Că dacă vei lua hotărârea aceasta, vei vedea mâna mea în casa ta, în viitorul tău. Așa îți vorbește Domnul prin Duhul Sfânt. Iisus Hristos este Domnul, lăudat și binecuvântat. Inima puțin și mâine tot aceeași pornire. Și mi s-o dat să spun lucrurile acestea, că Dumnezeu ne mai dă un timp, la unii. Dacă nu se schimbă nimic, Dumnezeu va face în mod deosebit. Va schimba toate lucrurile. Nu așa cum vrem noi, nu așa cum dorim noi. Prin neca și prin suferință îl vom sluji Domnului. Și îl vom căuta atunci cu toată inima. Dumnezeu să aibă milă de noi, de fiecare în parte. Amin. Atunci îl vom căuta din toată inima, din pricină, nu că îl vom iubi, dar din pricină că vom vrea să ne ajute în toate lucrurile. Dar cel mai important, că Dumnezeu iubește pe copiii Lui care fac lucrarea Lui din dragoste și din toată inima, fără să îngădui unele lucruri.